Pământ românesc, neasemuit în frumuseți, dăltuite cu talent și cu tezanță de poporul nostru, păstrător cu sfințenie al unor valori spirituale unice în lume. Minuni ale naturii, izvor de inspirație pentru artistul anonim, făuritor al unui adevărat tezaur de artă populară, artă preluată și transpusă genial de neîntrecuți meșteri. Tablouri din Galeria Națională, sinfonie de culoare și poezie. Sunt 20 de ani de când artiștii ansamblului Ciocârlia, înaripați de aceeași dragoste pentru arta românească, culeg din grădina patriei cele mai frumoase cântece și dansuri pe care le redau cu o înflăcărată noblețe și măestrie artistică. Răsar florile în cărare, mireșme îmbătătoare, că dragostea în lume soare. Mireșme îmbătătoare, că dragostea în lume soare. I-am rupt lui frunza și pe izvoarea
vremea mea, măi, trai, lai, 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 ce de rând îmi trebuia, măi, trai, lai, lai, la, ce de rând era cu la, măi, trai, lai, lai, la, și mă ascultam în curta, măi, trai, lai, lai, la, ce de rând era cu la, măi, trai, lai, lai, la, și mă ascultam în curta, măi, trai, lai, lai, la. Urioara mea grădină, eu ți-am fost ție regină. Zborurile ciocârliei pe intrigul cuprins al patriei. Spectacole și concerte încununate de succese și aplauze entuziaste. Fiecare dintre acestea au fost întâlniri de neuitat între artiștii ansamblului și publicul românesc. Cânticul ciocârliei a zburat de nenumărate ori departe de hotarele țării, peste mări și continente, ducând o solie de prestigiu a spiritualității românești. Acești artiști au învins legile gravitației și au lăsat spectatorii fără suflare. Ansamblul a prezentat din bogăția artei, culturii și legendelor țării sale fragmente impresionante și pline de frumusețe. Sunt aprecieri grăitoare care ilustrează înalta măestrie a artiștilor acestui ansamblu. Au fost multe asemenea clipe de emoție și bucurie. Plecările și revenirile ansamblului, prilejuri de a împărtăși noi și noi impresii de neuitat. Imagini care ilustrează sărbătorirea celor 20 de ani pe care ansamblul i-a parcurs pe drumul artei interpretative românești.